Stimați spectatori, să nu rămâneți în urmă cu impresia că eu am întârziat așa de mult cu gândul că mă uitați noastră, că știu că nu m-ați uitat. În consecință, încă mai avem de stat, pentru că folclorul românesc, așa cum a fost prezentat până acum, n-ar fi complet fără o prezență extraordinară a cântecului românesc, moldovenesc și bucovinean, dacă nu ar fi lângă noi, cum și este de altfel, una din doamnele cântecului nostru străbun, Laura Lavric. Nici nu trebuie să mai fac o altă prezentare decât să rostesc încă o dată și încă o dată. Laura Lavric! Thank you.
iarăși mă stau, of, of, și iar, of, iar ca să niște jâna, of, și iar, of. Am ochișa, au fi mie, of, of, și iar, of, îi stau încrâși mă să fie, of, și iar, of. Și of, of, și iară, of, că pe drum nu se pot duși, of, și iară, of. Că e mare preșmanița, of, of, și iară, of, să îi bolească punctuța, of, și iară, of. Doar e mare preșmanița, băi, să îi bolească punctuța, băi, așa-i trebuie, așa, 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 așa. Și nu-i pun o păi mare, dar-dar-re, Creșmanița-i frumoșită, of, of, și iară, of, pe-o bărbață de sus trecă, of, și iară, of. Doamne mele, spicarare, of, of, și iară, of, și pungă fără parare, of, și iară, of. Doamne mele, spicarare, ei, și pungă fără parare, of, așa, 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 așa. Vine de la Crișul Pat, vine de la Crișul Pat, dar-dar-dar-dar-dar-dar-dar, și mă întreabă ce-am lucrat, dar-dar-dar-dar-dar-dar. El întreb de unde vine, of, of, și iară, of, el dă cu botar în mine, of, și iară, of. Băi, barbari și cu minte, of, of, și iară, of, îți dau cu apă și ar prinde, bă! Da, băi, barbari și cu minte, ei, că-ți dau cu apă și ar prinde. Băi, să te sacă de barut, mulțumesc frumos! Mulțumim, așa e bine, e foarte bine. Ne vedem în galben, dar mai bine în galben decât în rog. Mulțumim! Să mergi la surat, Ghiță Gheorghe.
versuri de la urmă, le-am luat de la un banc ardelenesc, le-am întors așa că nu puteam să cânt în versuri așa cum era bancul. Dar vreau să-l spun așa, cioplit, așa aranjat, citon ardelean, nu prea să dădea la însurătoare. Părinții disperați. Băi, ce facem cu omulețul ăsta? Nu am la neveste, nu am figuri, făce numai nenorociri. În sfârșit își găsește și el perechea și toată lumea îl felicita. Dar unul mai cu experiență mai vârst. Măi, Ioane, nu vin în coșe, mă. Mă felicitări că ți-ai găsit tu, părinte, că numai cu emoția asta, că îi luau boti în cap și mi face aici de râs familia. Mă, eu ți-o dau un sfat. Băi, când ai stensori, să-ți iei o fată faină, că altfel îi dormi numai tu cu dânsa. Fost ca
ca alte sărbători, mai înfloritoare, mai plină de emoții. Pentru că acolo, la domnul Nicolae, care l-am cunoscut astăzi și pe care mi-l felicit, m-a emoționat ce a putut să facă pentru oamenii care au nevoie de ajutorul dumnealui. Dacă cumva ați împicat dințe, acolo este salonul de pus dinți. Când ești fost să-ți fi stradă. El mă stifuie cu rădător. Așa. Apoi e cu bibliotecă, apoi cu camere de filmat, contabilitatea pusă la punct, salariați mult. Și am spus, ca să concluzionez, dacă ar avea țara oameni de ăștia, așa măcar în fiecare județ sau în oraș, câte unul, doi, noi, românii, am trăit mult mai bine. Așa că oamenii care fac bine, să fim alături de ei, că de obicei se întâmplă când vezi cu unul urcă sus și faci bine, jos, mă! Am eu una care mă atrage jos, dar eu nu mă las. Pentru că dumneavoastră m-ați tras sus și vreau să rămân sus. Vă mulțumesc foarte mult! Așa că, domnul Nicolae, să dea Dumnezeu să rămâneți acolo sus, să ajutați oamenii, au nevoie de dumneavoastră, iar cei care vă dau mână de ajutor, să nu invidiați, că și noi știm că sunt de grele afacere și sunt o problemă. Să nu invidiați, pentru că este o muncă titanică, este o responsabilitate mare și tot ceea ce facem, facem pentru semenii noștri să aibă un loc de muncă. Așa că nu facem ca să ne bogățim sau ca să ne dăm importanță, pentru că este nevoie de asemenea oameni. Domnul Nicolae, încă o dată mă repet, m-ați impresionat, m-ați emoționat de primirea care mi-ați făcut-o și de ceea ce am găsit în unitatea dumneavoastră. Să vă țină Dumnezeu sănătos și dumneavoastră să fiți alături de dumneavoastră, că dacă nu fac eu cumva și-l aduc la Iași. Mulțumim frumos! Mulțumim, domnul Nicolae! Mulțumim celor care au contribuit, probabil Consiliul Județean, consilier, mă rog, adică în concluzie și cu bani. Mulțumim foarte mult pentru
că nu lăsați ca tradițiile și folclorul nostru să stea în anonimat, pentru că folclorul și tradițiile sunt identitatea noastră de români. Hai să fim români întru totul. Mulțumim frumos! Apoi noi ne sfruntea și m-am gândit eu cum îs mai colțat așa, zic eu, îi zic ceva așa să-mi facă, să-mi iei glasul sau să mă scoată din spectacol.
Și spun ei, apă doi banatul, dar nici frunce, nu zic. Bun, acum vine replica mea. Apăzăteți și voi fruntea, dar mintea e Moldova. Că mintea o plecat din Moldova, așa că o frunte fără minte n-are nicio valoare. Acum n-a tăiat în capul și zic. A spus-o la divă, doar asta am învățat, nu? Mulțumesc! Hai, una mișcată, Nica, am fix, Nica, zic. Hai! Așa, și unul coboară de pisărării, acum ornul s-a dezbatat de sara, dacă doare gospodar era, dacă la 4 dimineața deja era 4. Bună treabă! Bun, și tot a venit vorbit, dar n-a venit cine. Și cred că a văzut o umbră acolo, dar nu știe, e femeie, e bărbat. Și a disperat, mă uitam în stânga, dar unde Dumnezeu ar fi, dar ăla. Auzi, ăștia nu-s taxicurile astea, nu-s aici la lucru, ăștia nu lucrează. Și venea să-i spun, și tu tare harnic ești. Tu vorbești, dar ce să zic, eu aveam interes să văd primul taxiul. În sfârșit, ăla tot vrea să vorbească și la un moment dat, de la distanță, dar dumneata unii mergi. Dar eu nervoasă pentru că nu veni să mă asumă, dar zic, ce-i interesează? Și stă un pic, și colțată ești ca la televizor. Și m-a făcut colțată, da. A dat colțată, mai câte un pic. Yeah.
și muierea. Hai, hai, copilașe și muierea. Hai, hai, mamă, tata, când mai vine, lasă-mă eu. Părinții mei care nu mai sunt. Iar anul nou care stă să ne bată în prag, nu știu dacă ne mai vedem până atunci, cu siguranță.
siguranță o să ne mai întâlnim pe postul de televiziune. Dați-mi voie să vă spun ca anul care vine să vă aducă bucurii, să vă aducă lumină în casă și în suflet, să fie mai bine, să fie un an bogat, un an cu satisfacție, cu puține probleme, dacă se poate deloc. Să ne fie bine tuturor, dacă vă este bine, dumneavoastră mi-este bine și mie. Și îmi place să spun că dumneavoastră, publicul, sunteți familia mea cea mare și dragă. Dumneavoastră m-ați făcut ceea ce sunt. Dacă nu mă iubiați, eu nu colindam lumea, eu nu eram Laura Ravec, dumneavoastră m-ați făcut. Dumnezeu mi-a dat har, iar dumneavoastră m-ați urcat sus. Pentru viața frumoasă care dumneavoastră mi-ați făcut-o, eu vă doresc din toată inima ce doresc mie, să aveți sănătate, bucurii, să ne întâlnim ani mulți de acum încolo, să vă aducă Dumnezeu bucurii și dumneavoastră și mie, am nevoie și eu. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă criticile mele și vorbele mele vă ajung la suflet, să aveți încredere că vă tot ceea ce vă spun, vă spun din inimă și din durerea care o am în suflet, să fiți sănătoși, sunteți familia mea. Am umblat în lume, am avut pretendenți, nu din ăia sărași, din ăia bogați, am spus nu, eu nu las pinicul și pământul meu românesc, nu vă las pe dumneavoastră, că dumneavoastră mi-ați făcut fericită să colind lumea și mi-e suficient, mi-e foarte mult, ați făcut prea mult pentru mine. Vă mulțumesc din toată inima, vă mulțumesc, dacă vorbile mele au importanță în sufletul dumneavoastră și criticile mele, să știți că sunt o femeie fericită și vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Laura Ravec. Sunteți o românică în adevărată. V-a scăpat, ați transpirat, dacă mă așteptați să-mi treacă. De la partea casei de ajutor reciproc, a Consiliului Director și a domnului președinte Mihai Nicolae, un buchet de flori. Un coș. Domnia asta o coșarcă de flori. Cu florile, eu sunt cu pupatul. Da. Domnul cu florile, să vă fie viața frumoasă așa cum sunt florile astea. Iar ceea ce ați făcut și faceți în continuare, este foarte mult pentru toți românii, pentru noi. Gestul care mi l-ați făcut astăzi, impresia cu care plec la București, cu care mă voi întoarce la Iași, de câte ori voi trece pe aici, nu o să uit că este un domn Nicolae și că este un public extraordinar. Mulțumim frumos! Extraordinar! Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Noi, dragi spectatori, să vă demonstrăm că suntem români mereu. Cei care au intrat în scenă, asta vor să vă demonstreze. Vă rog să ne ascultați și să ne aplaudați, că noi vă iubim. La rău, române, două, liberal.
pentru numele din Acuza din Bârlad, vi l-au oferit cu drag. Primăria din Bârlad, vi l-au oferit cu drag. Primăria din Vaslui, vi l-au oferit cu drag. Vă mulțumim, stimați spectatori, și vă invităm și la Mijlocul în decembrie la spectacol mai grandios. Mulțumim! Domnul Nicolae, de azi faceți cu mâna că nu vă văd. La mulți ani! La mulți ani, stimați Să rămână doamna Laura Labri! La mulți ani și vă mulțumim!